Bună seara! Mulțumim că ne-ați așteptat până la această oră. Am venit în fața dumneavoastră să vă prezint lângă echipa guvernamentală propusă de către Partidul Social Democrat și părți din programul de guvernare și mai ales viziunea pentru națiune propusă de noi pentru următorul un an și jumătate. Greva din educație, semnalele venite și din alte zone ale societății, reprezintă pentru mine și colegii mei un mesaj foarte clar. Românii ne cer o schimbare majoră și curajoasă de ritm și mai ales de viziune. De aceea, educația trebuie să devină un pilon real de dezvoltare durabilă al societății românești. Pe scurt, această guvernare este despre reforme și economie. Este nevoie de un nou model economic și social. Nu mai putem aștepta stimularea producției și a locurilor de muncă să vină doar când decid regulile de piață. Piața ne-a arătat în criză că nu produce eficiență, ci speculă. Nu este de ajuns doar să protejăm categoriile vulnerabile, trebuie să găsim soluții și un program național de reducere a polarizării sociale. Trebuie să avem curajul să ne propunem mai mult. Românii vor să vadă mai multă muncă, seriozitate și coerență din partea celor care administrează țara. Și mai ales să vadă reformele promise și rezultatele concrete. Eu asta vreau, împreună cu colegii mei, să oferim milioanelor de familii din această țară. Viziunea pentru guvernarea iunie 2023-decembrie 2024 se referă la dezvoltarea pentru modernizarea României. Trecem, de fapt, de la stabilizare la modernizarea economică și socială a țării. Prin reformele atât de necesare societății și economiei românești. Prin parteneriat cu mediul de afaceri, astfel încât în România să se producă mai mult. Prin investiții pentru crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite aici, în România. Prin lupta cu prețurile și sprijinul pentru refacerea puterii de cumpărare a populației. Știm exact ce avem de făcut și propunem un plan cu 5 mari obiective. Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară. Stoparea creșterii prețurilor, refacerea puterii de cumpărare. Dezvoltarea sistemelor publice de educație și sănătate. Principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecați să se întoarcă în țară. Patriotism economic, de fapt, dezvoltare economică prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări bugetare, crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite. Avem foarte mult de muncă în următorul un an și jumătate împreună și cu colegii de la Partidul Național Liberal, trebuie să avem o creștere economică de peste 3%. Trebuie să aducem inflația la 8% până la finalul acestui an și să reducem dependența de import. Pentru a atinge aceste obiective, prima noastră luptă va fi cu prețurile și cu specula. În acest sens, avem pregătit un program îndrăzneț și coerent, prin care vizăm stoparea creșterii prețurilor la principalele alimente de bază. Planul nostru implică, în ponderi diferite, toți actorii importanți de la producători la distribuitori și, în final, la marile lanțuri de magazine.
atât producătorul român, cât și consumatorul final trebuie să aibă garanția că obțin un preț decent pentru produse de bună calitate. Însă, o țintă la fel de importantă este reducerea practicilor speculative. Vă spun că nu-i vom ierta pe cei care profită de pe urma crizelor pe spatele românilor. Mai mult, singura șansă de a ieși din criză în criza în care ne aflăm este ca România să se dezvolte prin patriotism economic. România poate trece de la o economie bazată pe consum de bunuri din import la economie bazată pe producție. Doar așa vom obține creșterea economică aici în România, doar așa vom crea locuri de muncă și vom echilibra balanța comercială a României. Împreună cu miniștrii și cu echipa economică am elaborat noi scheme de sprijin, astfel încât în 2 ani să putem aloca în total peste 250 de miliarde de lei, bani cu care stimulăm toate companiile care produc în România. Și mă refer la scheme de ajutor de stat pentru stimularea producției și exporturilor, investiții publice și parteneriate public-privat. Ca să fiu foarte clar, toate companiile care produc aici, în România, sunt companii românești, indiferent că acționarii sunt români sau străini. În plus, trebuie să accelerăm absorbția de fonduri europene printr-o simplificare a procedurilor pentru a scurta la maximum termenul de implementare a proiectelor cu finanțare UE și a țintelor din PNRR. Totodată, am lucrat și avem pregătite noi programe de stimulare a producției în industrie, în sectorul materialelor de construcții și al industriei alimentare, în special în zona de procesare alimentară. Prioritatea noastră este mărirea subvențiilor acordate producătorilor agricoli și stimulente financiare pentru înființarea fabricilor de prelucrare și producție de alimente aici, în România. Cumpără românește trebuie să fie liantul natural care să ne ghideze toate acțiunile de acum încolo. Vrem să înființăm locuri de muncă și mai multe, dar și mai bine plătite. Lucrătorii români trebuie determinați prin măsuri să rămână în România. De aceea vom reduce gradual impozitarea muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici și medii. Astăzi avem una dintre cele mai mari poveri fiscale din Uniunea Europeană la salariile mici, de 2 ori mai mare decât în Germania. În plus, știm cu toții că 1/3 din salariații din România primesc acum salariu minimum de 3.000 de lei brut, adică 1.900 de lei net. Pe baza dialogului cu sindicatele și patronatele, vom crește salariul minim pentru a reduce numărul salariaților cu normă întreagă aflați în sărăcie. Toți cei care muncesc trebuie să aibă asigurat un nivel de trai decent. La finalul acestui mandat, orice angajat trebuie să câștige minimum 500 de euro lunar, iar câștigul salariului mediu net să ajungă la 1.000 de euro. Acest guvern va avea grijă și de cei care au muncit o viață întreagă. Așa cum am făcut de fiecare dată când ne-am aflat la guvernare, pensiile vor crește. În plus, toți românii cu venituri mici și medii, salariați sau pensionari, vor fi în continuare sprijiniți de stat. Toate formele de ajutor din acest moment, vouchere pentru alimente și pentru plata facturilor la energie și gaze, vor continua. Așa cum am spus de la început, accentul prioritar al politicilor noastre publice va fi pus pe serviciile educaționale și de sănătate. În ceea ce privește educația, ne-am asumat angajamentul de a crește accelerat salariile prin noua lege a salarizării unitare. Și o spun răspicat, așa vom face.
pentru a reduce abandonul școlar și a oferi șanse egale la educație, propun o serie de soluții finanțate de la buget și din fonduri europene. Pentru copiii în nevoie, vouchere pentru o masă caldă pe zi, transport școlar, îmbrăcăminte, rechizite de 2 ori pe an și consiliere psihologică. Dar un trai mai bun nu e posibil însă fără un sistem de sănătate eficient și funcțional pentru toți românii. România are încă o problemă majoră în ceea ce privește accesul inegal la sănătate de calitate. Vrem să modernizăm și să dotăm cabinetele de medicină de familie din urbanul mic și rural. În plus, vom echipa unități mobile de sănătate pentru analize și vom moderniza și dota peste 70 de ambulatorii publice, marea majoritate în zonele defavorizate. Știm ce avem de făcut și împreună sunt ferm convins că vom reuși. Vorbim despre responsabilitate, încredere și dialog. Strategia noastră este să acționăm și să explicăm fiecare pas pe care îl facem. Credem că aceasta este forma obligatorie de respect față de români și față de mandatul pe care l-am primit. La final, vreau să vă spun cât se poate de clar. Eu nu voi conduce guvernul PSD și PNL, ci guvernul României. Iar toți miniștrii nu vor fi membri ai PSD sau ai PNL. Vor fi miniștri ai guvernului României. Iar rolul guvernului este de a asigura că economia și societatea funcționează pentru toată lumea în mod egal. Că nimeni nu rămâne în urmă. Că nu mai trăim într-o țară împărțită între speciali și oameni obișnuiți. Că tăiem privilegii nemeritate unora pentru ca toți să aibă parte de șanse egale. Așa văd eu și sensul respectării PNRR pentru a aduce miliardele de euro necesare României la pachet cu toate reformele prevăzute în PNRR. Aceasta este viziunea noastră pentru națiune, propusă astăzi împreună cu colegii mei și am să rog și pe doamna Gabriela Firea, vă rog, am mult programul ăsta. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Voi interveni scurt, doar să fac precizarea faptului că au fost aproape 4 ore de dezbateri intense și cât se poate de serioase împreună cu toți colegii noștri din țară, pentru că am dorit ca acest program de guvernare să fie unul realist, să fie unul autentic, care se referă la viața românilor, ancorat în realitate și nu un document programatic, teoretic, așa cum în anii trecuți se mai proceda. De aceea, așa cum ați putut observa, domnul președinte deja va prezenta câteva din măsurile care vor fi luate în imediata perioadă de la preluarea guvernării cu prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, în prezența și în persoana domnului președinte Marcel Ciolacu. Și de aceea am dorit să ne consultăm cu toți colegii noștri din țară, care au discutat la rândul lor cu toate categoriile socioprofesionale și vreau să le mulțumesc din partea echipei noastre tuturor celor care au lucrat la programul de guvernare, care se referă la toate domeniile de activitate și implicit la viața tuturor românilor, pentru că este un program de guvernare care pune în centrul atenției viața românilor, fie că este vorba despre copii, despre femei, despre familii, despre tineri, în mod special, de asemenea, avem foarte multe măsuri pentru aceștia, despre persoane, femei și bărbați care sunt acum în activitate sau care au ieșit din activitate și mă refer la seniori, pentru că nu trebuie să uităm niciodată. Mulțumesc tuturor pentru nominalizarea noastră, așteptăm dezbaterile de mâine din comisii, firește, și votul din Parlament. Urez succes tuturor colegilor, multă sănătate tuturor celor care ne privesc și Doamne ajută tuturor! Mulțumesc, bună seara, foarte, foarte scurt, poate e neuzual ce o să spun,
Dar dați-mi voie, în numele meu, ca fost vicepremier și ca și fost coordonator al echipei guvernamentale din fostul guvern, să mulțumesc colegilor din UDMR și din PNL și fostului prim-ministru pentru modul în care am colaborat pe parcursul a unui an și 7 luni. Cred că fostul guvern a oferit stabilitate, a oferit ceea ce avea nevoie România în această perioadă. În al doilea rând, am un mesaj mai personal, dacă se poate numi așa, adresat prim-ministrului desemnat, Marcel Ciolacu. În 2020, Marcel, împreună cu alți colegi, dar în primul rând Marcel, a venit să mă convingă să intru în echipa PSD, la congresul PSD, pentru că vom readuce PSD-ul pe drumul european, cel al social-democrației europene, pentru că în echipă vom câștiga alegerile, pentru că PSD-ul va avea iarăși prim-ministru. Marcel Ciolacu a reușit în acești ani să facă o echipă la Partidul Social Democrat. Parte din această echipă o vedeți aici, în spate. Altă parte a fost în sală și cea mai mare parte s-a aflat probabil în fața televizoarelor să afle deciziile pe care le luăm noi sau pe care le-am luat astăzi. Închei prin a spune că îmi doresc și știu că Marcel Ciolacu va face echipă pentru România și din funcția de prim-ministru pe care o va avea prin votul dat de Parlament probabil în 2 zile, așa cum a făcut la PSD. Mulțumesc! Cred că aveți deja știrile luate pe surse. Componența miniștrilor propuși în Guvernul României de către Partidul Social Democrat, suntem cu toții aici, vă stăm la dispoziție. Sunt ferm convins că mâine, când vor fi comisiile, fiecare dintre ei își vor expune planurile, ce doresc să facă în viitoarele ministere pe care le vor conduce. Avem programul de guvernare, din acest moment o să vi-l punem la dispoziție, cred că e partea redusă, partea cu poze și cu... Dar cine dorește, avem întreg programul de guvernare. Domnule președinte, și vă rog. Scurt. Din formularea dumneavoastră să înțelegem că nu mai există nicio cale de întoarcere pentru UDMR, nu mai încercați să-i convingeți să rămână la guvernare sunt în momentul de față? Știți foarte bine că atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal am votat în forurile noastre de conducere ambele variante. Cu prezența UDMR-ului la guvernare și fără prezența UDMR-ului la guvernare. După conferințele de presă, o să ne strângem toți cei desemnați, împreună cu președintele Senatului, cu domnul Nicolae Ciucă, și vom vedea dacă continuăm discuția sau vom depune lista de miniștri și programul de guvernare. Programul de guvernare este finalizat. În punctul nostru de vedere, cu regret o spun, în acest moment, UDMR-ul și mai ales colegii mei, domnul Tanțoș Barna, domnul Cechei Otilo și, în ultimul rând, domnul Kelemen Hunor, nu sunt în această coaliție. Dar, repet, seara nu s-a terminat încă. Și încă o scurtă întrebare, dacă în acel telefon pe care l-ați primit de la Kelemen Hunor v-a spus cum va vota în Parlament poi mâine? Nu am avut această discuție pentru că
nicio pretenție de la domnul Kelemen Hunor, de la UDMR în contextul actual, decât de a rămâne în continuare colegi, cu mulți dintre ei prieteni, și sunt ferm convins că ne vom respecta în continuare, la fel cum am făcut-o și până acum. Bună seara, domnul Kelemen Hunor spunea puțin mai devreme că până dimineață lucrurile se pot schimba. Încheiați aceste negocieri în seara aceasta se depune lista miniștrilor și programul de guvernare, astfel încât să se poată convoca birourile permanente reunite pentru a se face calendarul de audieri mâine la comisie. Și referitor la programul de guvernare, noi de la România TV, am vrea să știm referitor la pensii. Ați spus că în mod clar acestea trebuie să crească, dar ar vrea să știe pensionarii dacă din acest an sau de anul viitor. Veți vedea cu exactitate, vineri, mai mult ca sigur, împreună cu președintele Senatului, cu domnul Nicolae Ciucă, vom avea o întâlnire la guvern cu fostul ministru al finanțelor, fostul ministru de la fonduri, actualul ministru de la finanțe și viitorul ministru de la fondurile europene, unde vom detalia absolut toate lucrurile și mai mult ca sigur că vor veni și cu stafurile lor și cu stafurile din guvern și cu echipele noastre de lucru, ca să putem pe urmă detalia toate aceste. Avem în acest moment o viziune și știm nivelul și de încasări și de cheltuieli. Trebuie să încadrăm toate negocierile avute cu sindicatele și cu partenerii sociali, să mai vedem unde mai sunt restanțe. Lucrurile sunt în direcția corectă. Mulțumesc. Aș avea o întrebare referitoare la programul de guvernare. Spuneați de acele vouchere pentru plata facturilor la energie, care în acest moment sunt date din bani europeni, însă știm foarte clar că anul viitor nu vor fi acordate din bani europeni. Asta spune Comisia Europeană. Cum le veți acorda? Vom vedea absolut sigur toate soluțiile în perioada următoare. Este posibil, știți foarte bine că nu s-au terminat negocierile pentru exercițiul financiar viitor european, din câte știu eu. Cred că și colegii mei pot confirma acest lucru. Fiecare stat negociază cu Comisia care sunt prioritățile. Eu am anunțat foarte clar care sunt prioritățile României în acest moment. Și în cazul în care nu va acorda Comisia acești bani, ce se va întâmpla anul viitor? Aceste vouchere vor exista. Repet, fiecare stat își face prioritățile. În exercițiul financiar viitor există o componentă socială. România va insista și va negocia pentru acordarea acestor vouchere. Bună seara, m-aș întoarce un pic la discuția care a avut loc astăzi la guvern după ce a fost desemnat. În acea discuție de trei, între dumneavoastră, Kelemen Hunor și Nicolae Ciucă, ce a fost PSD prin vocea dumneavoastră dispus să cedeze ca ministere, ce a fost PNL dispus să cedeze? Cred că cel mai important întotdeauna este viitor. Vă întreb acest lucru pentru că istoria va fi scrisă. De ce domnul Kelemen Hunor a supus în vot în partid două ministere după ce a discutat cu dumneavoastră că n-ați fost de acord? Vă rog frumos, cu tot respectul, întrebați-l pe domnul Kelemen Hunor. L-am întrebat și acesta a spus că în discuțiile cu dumneavoastră i s-au propus cele două ministere, mediu și energie. Nu a existat această discuție punctuală. Eu mi-aduc aminte că la întâlnirea de duminică de la Vila Lac am ieșit și m-am spus ce propune Partidul Social Democrat UDMR-ului. Și am spus foarte clar, energia parcă și fondurile europene. Deci declarația avut, pe care am... Dacă aș fi avut altă... Eu ieșeam în fața dumneavoastră și vă propuneam. Și de unde a apărut Ministerul Mediului după discuțiile cu dumneavoastră? Vă rog frumos, am înțeles problema dumneavoastră, ea dumneavoastră, nu este a mea și... Este declarația publică a unui lider care încă foarte sunteți bine. În coaliție. Foarte bine. V-am răspuns ce decizie a luat Partidul Social Democrat. Respectiv, Partidul Național Liberal a luat decizia de a renunța la Ministerul Energiei în favoarea UDMR-ului pentru a rămâne la guvernare și Partidul Social Democrat a spus foarte clar că renunță la Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât
UDMR-ul să rămână la guvernare. Și încă o întrebare, de acum înainte, dumneavoastră, din funcția de premier, când o să ajungeți, care va fi relația cu partidul condus de Kelemen Hunor? Oamenii pe care îi are în momentul de față, în teritoriu, în agenție, în ministere? În perioada următoare o să am cu prioritate o întâlnire cu grupul parlamentar UDMR și cu domnul președinte Kelemen Hunor. Mulțumesc. Președintele UDMR spunea puțin mai devreme că a primit oferte generoase de la dumneavoastră, ba chiar ați fost de acord să rămână cu Ministerul Mediului, dar totuși cei de la UDMR spun că au fost împinși în afara guvernării PNL. Atât PSD-ul cât și PNL-ul au făcut două propuneri corecte. Când există deja o majoritate PSD-PNL susținută și de către parlamentar, de către grupul minorităților naționale, atunci e normal să aibă acest schimb și propunerile să vină din partea celor două mari partide. Voiam să vă întreb, domnule președinte, despre UDMR? Dacă în discuțiile pe care le-ați avut cu cei de la PNL, atunci când au venit cu lista de miniștri, v-ați arătat dezamăgit că oamenii pe care PNL-ul i-a propus pentru guvernul pe care dumneavoastră o să-l conduceți vin din eșalonul 2 al partidului? Nu pot jigni niște oameni. Nici pentru a vă face dumneavoastră pe plac. Eu am văzut propunerile Partidului Național Liberal și nu văd niciun eșalonul 2 sau niște oameni de aruncat pe stradă. Îmi cer scuze. Departe de mine intenția de a jigni pe cineva, mă referam la oamenii din vârful conducerii PNL care au fost chemați la partid pentru a pregăti partidul. Nu cunosc, că eu nu am fost chemat, eu sunt de la PSD. Bun. Legat de atitudinea pe care o veți avea în perioada următoare, odată cu ieșirea UDMR-ului de la guvernare, s-a discutat despre radicalizarea discursului UDMR, despre poziționarea acestora în zona subiectelor sensibile. Și atunci, cum se va poziționa PSD-ul și cum vă veți construi retorica în condițiile în care aveți și un aur cu un discurs foarte radical? Eu consider, la fel cum am spus și astăzi la Cotroceni, la desemnare, în locul României este în Uniunea Europeană și NATO. Dacă altcineva vine cu altă soluție pertinentă, să pierdem zecile de miliarde de euro, să pierdem toate reformele pe care vrem să le facem în România, are altă viziune economică și militară, îl invit să o facă. Despre discursuri populiste, cu certitudine, în mod deosebit, n-aș dori să vorbesc astăzi. Dar realitatea, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră, și pentru colegii mei, și pentru copiii noștri, și pentru nepoții noștri, pentru părinții noștri. Locul României este în Uniunea Europeană și NATO. Restul de măscări pe care le folosesc unii pentru a strânge voturi sunt niște minciuni și ar însemna un regres al României inimaginabil. Socotiți că acest moment al nominalizării dumneavoastră este maximum în cariera pe care o aveți înainte? Socotiți că acest an și jumătate va fi unul care vă va propulsa spre funcția de președinte al țării? Sunt ferm convins că în acest un an și jumătate, alături de colegii mei, am să-mi fac datoria față de români și de România. Restul este poveste. Și nu pot să nu vă întreb și despre impozitul progresiv, pentru că ați vorbit foarte mult despre promisiuni și despre felul în care vor fi împărțiți banii puțin pe care știm că îi are bugetul. Există această posibilitate de anul viitor să discutăm despre impozite progresive pentru salariile mari? Nu este pentru prima oară, când spun. Până când Ministerul de Finanțe nu termină digitalizarea, din punctul meu de vedere, nu se poate vorbi de impozitare progresivă. Poate vorbim de o cotă unică. Revenim la o cotă unică de 16% fără excepții. Este o discuție. Dacă vrem cotă unică și vrem să continuăm
totuși singurul stat european sau printre cele două state europene membre ale Uniunii Europene, ca să exclud Rusia să nu deranjez pe nimeni. Bună seara, domnule președinte. Ca să ne fie foarte clar, care este echipa pe care o prezentați în fața Parlamentului? Pe doamna Gabriela Firea o cunoașteți, nu? Pe domnul Radu Oprea îl cunoașteți, fostul purtător de cuvânt al pe domnul Rafila, cred că îl cunoașteți, pe Florin Barbu, cred că îl cunoașteți, pe domnul Tâlver, îl cunoașteți, pe Bogdan Gruia, cu adevărat, cel mai tânăr echipă. Om din echipă, pe domnul celebru, domnul Marius Budăi, responsabilul cu pensiile speciale, îl cunoașteți, pe domnul Sorin Grindeanu, sunt ferm convins, pe domnul Marian Neacșu, viitorul vicepremier, și pe domnul Adrian Crăciu, de asemenea, cred că îl cunoașteți. Mâine este posibil să veniți cu o altă variantă? Domnul Kelemen Hunor spune că până mâine se pot schimba multe. Nu. UDMR mai poate să intre la guvernare? În acest moment există niște decizii luate în interiorul partidului. Atât la PSD cât și la PNL. Este posibil totuși mâine să vedem o altă formulă cu UDMR în continuare la guvernare? Repet, programul de guvernare se va depune și cu lista de miniștri în această seară. Aceasta este, nu se mai schimbă aceasta nimic. Stați că nu decid eu, au decis colegii mei. Și tot domnul Kelemen Hunor spune, după ce negocierile se termină, este nevoie de transparență, de dragul transparenței. Puteți să ne spuneți la ora 2:30 ce ofertă ați făcut astăzi reprezentanților UDMR și dacă această ofertă a fost discutată oferta, cu liberalii oferta, și cu cine mai exact oferta, de la PNL? Oferta clară este cea decisă de către mine și colegii mei. Ce ministere? De a merge cu Ministerul Fondurilor Europene, care este și public. Și energia, nu mediul. Decizia Partidului Social Democrat a fost că renunțăm la Ministerul Fondurilor Europene. Să știți că fondurile europene, în afară, se ocupă de, normal de fondurile europene și exercițiul financiar viitor, trecut și de PNRR, este de aceeași anvergură ca un minister de finanțe. Bun, atunci... Numai că nu sunt membrii ai CSAT-ul. Ați făcut această ofertă către UDMR, dar știți ce, mediul știu și, eu. Și energia? Nu știu, eu v-am spus ce decizie am luat eu și colegii mei. Voiam să vă întreb dacă ați făcut această ofertă către UDMR, mediul și energia. Vă repet, eu nu pot să ofer energia și mediul. Partidul Social Democrat a oferit Ministerul Fondurilor Europene. Nu atunci... cred că ați găsit pe lista, nu e niciunul din colegii mei, nici doamna Firea, nici ministrul la energie. Nu înțeleg sensul. Dacă vreți, stau până îi țin pe colegii în picioare, nu e nicio problemă. Dar chiar mai avem treabă. Această nemulțumire la PNL, domnule președinte, de ce a apărut în discuție Ministerul Mediului? Sunt ferm convins că o să vi se explice. Nu e niciun coleg al meu ministrul al mediului. Cum vă explicați noastră supărarea celor de la PNL? Pe cine, doamnă? Pe mine? De ce a fost discuția aceasta la PNL? Nu înțeleg, legată nu vă de mediu. A fost o zi lungă și plină, îmi cer scuze. Sunt eu mult prea obosit. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. A spus și dumneavoastră că istoria va reține aceste zile. Eu aș vrea să vă întreb dacă scoaterea UDMR de la guvernare a fost un act premeditat, așa cum susține Kelemen Hunor. Exclus așa ceva. Și știe și domnul Kelemen Hunor acest lucru. S-au depus toate eforturile pentru păstrarea UDMR la guvernare, da, de către PSD? Și din partea mea și din partea domnului președinte al Senatului, Nicolae Ciucă. Mai avem, până depunem, mai sunt jumătate de oră, o oră. Sunt discuții. În acest moment este o decizie clară luată de cele două partide. Mai sunt șanse ca UDMR să accepte ultima ofertă, energie plus MIPE? Depinde numai de decizia UDMR. Numai depinde de decizia PSD-ului sau PNL-ului. PSD ia în calcul
ca PNL să iasă de la guvernare înainte de anul 2024? Nu cred. În toate aspectele, nu cred că în acest moment președintele Nicolae Ciucă ar putea lua în calcul acest lucru. Ar fi o greșeală fantastică, nu numai pentru România, e o greșeală fantastică pentru Partidul Național Liberal dacă ar face acest lucru. Dar cu certitudine. Ce ar face PSD? Dacă Partidul Național Liberal a ieșit de la guvernare, dintr-un motiv sau altul, Marcel Ciolacu își va depune mandatul la președintele României. Și ne întoarcem la România. Nu există alte soluții. Deci anticipate, în situația în care această coaliție categoric, PSD-PNL Marcel Ciolacu, poate se creează o altă majoritate. Nu eu, Parlamentul e deschis. Mai sunt mai multe partide. Dar Marcel Ciolacu își va depune mandatul. Dar cum a interpretat Partidul Social Democrat propunerea PNL, de fapt, de a veni, nu așa cum spunea și colega mea, nu cu oameni de la vârful partidului? Este o decizie politică. Nici Bogdan, să știți că nu e la vârful. Da, dar în același timp îi aveți pe cei doi prim vicepreședinți în cabinet. Mi-am dorit să iau. Pentru că am făcut o echipă și la partid și vreau să fac o echipă în continuare și în Guvernul României. Și PNL, mi-am dorit acest lucru. Și PNL de ce nu și-a dorit acest lucru? Sunt ferm convins că vă vor răspunde. Bun, legat de majorările pe care le-a adoptat executivul Ciucă, pentru profesori. Ați avut o primă măsură, acei 1.000 de lei, majorare, apoi ultima măsură adoptată săptămâna trecută. 1.300, margă și 500. 1.300 de lei, ultima măsură. Prima era impactul bugetar undeva la 2 miliarde de lei până la finalul anului, a doua măsură undeva la alte 700 de milioane de lei, bani care nu sunt prevăzuți în buget. De unde vor veni acești bani? Categoric, până la rectificarea din august, vom veni și cu sursele. Nu v-ați gândit că majorarea lucru, intră în vigoare? Este un lucru asumat, dar și o provocare. Să știți că eu nu m-am așteptat să fiu prim-ministru într-o țară minunată sau fără probleme. Din potrivă, realitățile le cunosc și eu și dumneavoastră la fel de bine. În schimb, și mie și colegilor mei, ne plac provocările și vom face față la aceste provocări. Legat tot de provocări, și dacă cred că românii viitor... nu așteaptă de la noi, scuzați-mă, nu așteaptă de la noi acum să ne găsim vinovați sau știm vinovați, știți și dumneavoastră, dar uitați să-i menționați, fiindcă nu mai contează. Oamenii așteaptă de la noi soluții. Dacă această coaliție PSD-PNL va rezista până anul viitor, faceți alianță sau veți merge la alegeri separate? E o decizie pe care o vom lua. Dar nu excludeți să aveți un candidat comun la alegerile prezidențiale, nici măcar? Nu exclud absolut nimic în politică. Ar fi o greșeală majoră. Știu că am terminat toți, dacă îmi permiteți o ultimă precizare pentru corectitudine, dacă tot vorbim de corectitudine, vă citesc din declarația pe care a avut-o Kelemen Hunor: oferta energie și mediu a fost a PSD. Eu am acceptat, iar de partea cealaltă, adică din partea lui Nicolae Ciucă, a fost un blocaj. Minte Kelemen Hunor? Ignoră anumite detalii? Ce se întâmplă? Am mai spus-o, nu știu, cred că la Parlament. N-am avut negocieri nici ascunse, nici secrete. Poate unele au fost discrete. E normal în politică. Dar am avut negocieri în timpul nostru. După programul de serviciu, sâmbăta, duminica, au fost foarte multe discuții și variante. Important este că atât eu, cât și președintele Nicolae Ciucă, am insistat pentru rămânerea UDMR-ului la guvernare. Din păcate nu mi-ați răspuns la întrebare. Mulțumesc mult, o seară plăcută!